Prezintă domnul primar. Aveți declaratele de primarului prezentele de urmărire a primului comisiei juridice. Da, după aceea vreau să vă spun cine este pentru. Mulțumesc că l-am invitat. Vă rog să... Continuăm la altă diplomată pentru Maria și Vasile Buzoescu, dar mulțumesc. Nu sunt, noi sunt. Vă rog dumneavoastră că sunt pe chine. O să vă iei domnul Emil, că e de cuvânt. Da. Vă ziceți partea noastră să lăsați. Bine. Pentru familia Floarea și Nicolae Solomon, se acordă familiei dumneavoastră la 50 de ani de căsătorie ca un semn de recunoștință din partea comunității pentru valorile morale pe care familia le-a păstrat și promovat. Vă urez treaz o viață lungă, sănătoasă și tot ce vă doriți. Da? Punctul 3. Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința anterioară. Dacă cineva are ceva de... Da? Deci, în ședința anterioară am pus câteva întrebări la care aștept răspunsul astăzi. Și cred că la fiecare ședință de Consiliu, întrebările sunt solicită cetățenii și depun cetățenii consilierilor să se aducă la cunoștință ceea ce s-a discutat. Să pun doar să lăsăm asta. Vreau să vă documentați, să vă departeți în partea de specialitate. Domnul nou președinte, citiți regulamentul de funcționare a Consiliului Local, vedeți ce doresc cetățenii și ascultați cetățenii. Cetățenii sunt vieții noștri, să fie clar. Vă supun spre aprobarea procesului de 5 secunde. Domnul Jorge, să pun urmă. Mă fi. Să consemnați și numele celui care îl vădă. În general, care votează împotrivă sau... Proiectul hotărârii 4 privind modificarea organigramei și statutului de funcție la Muzeul Municipal prin deschizarea compartimentului financiar contabil și a funcției vacante de economist specialist S. Radu 1A, înființarea funcției de arheolog, S. Grad Deputant, secția istorie. Prezintă domnul primar. Anunț că nu particip la vot și la dezbatere. Avem referatul de aprobare, raportul de specialitate, prevederile legale adică Comisiei de Cultură. Aici vreau să vă spun că dacă avem acest post la momentul ăsta, nu trebuia să ne chinuim să mai contractăm pentru acel proiect pe... Deci, odată cel care a început acum cu granitul și cu pista de bicicletă, cu toate astea, cel care urmează un pachet cu el, imediat cel cu iluminatul public, cam asta a fost considerată. Și, totodată, completare, asta de contabilitate, a fost să angajeze o firmă privată care se face toate, dar și o să facă și la Casa de Cultură, să facă și la bibliotecă, da? Da. Vă spun spre aprobarea procesului, cine este pentru? Dar nu am terminat. Ce facem? Nu mai dezbatem? Ați deschis camera cu vreți să luați cuvântul? Păi da, ați întrebat. Vă rog să vă scrieți și nu mai repede v-am rugat că suntem cu timpul limitat. Ridicați mâna, spuneți ce aveți de spus și... Păi dacă nu vreți să ne ascultați, atunci nu are rost să mai continuăm. Ne ridicăm și plecăm acasă. Dacă puteți să vă ridicați să vedeți acasă, domnul Pomis. Ce facem? Ne ascultăm sau nu ne ascultăm? Vedem așa... Nu ridicăm mâna. Că dar n-ați întrebat, domnule, cum duce ședința, cum trebuie, domnul Șerban. Uite, domnul Giurescu a stat nici la cam în sus. Că da, ați întrebat dacă se discute. A fost puțin mai întârziat. Haideți, spune, reacția. Da, asta mă interesa cel mai mult. Cum vor fi realizate de acum încolo activitățile financiar contabile de acolo, pe de-o parte. Dar ce mai întrebați dacă v-ați spus domnul Șerban înainte? Că îi întreb. Dar a spus înainte... Da, cum vă fi? Tratează un PFA sau ceva și facem pe tratează. Acum avem și face toate și mai mult mai ieftin de lucru. Da? Exact cum spunem noi. Bun. Apoi vreau să deschidem la organigramă. Mi-am băut cafeaua cu soția de dimineață și m-a bunit râs. M-a întrebat soția, păi de ce râs?
Și a spus de cruce. Care cruce, domnule? Crucea... Domnule, și cronometrați, fiecare consilier nu are voie, conform statutului și regulamentului, să vorbească de o singură dată și 3 minute pe... Ok, 3 minute. Vă rog să deschideți la organigram. Deci vorbesc de organigram Muzeului Municipal Curtea de Argeș, da? Deschidem acolo și vedem o cruce. Vreau să știu, nu știu, poate nu mă pricep prea bine la administrație, și vreau să le înțeleg pentru următorul mandat, dacă voi mai fi aici. Dacă nu, asta e. Trebuie să mi se ofer niște răspunsuri. Avem acolo crucea e așa, în numele managerului, în numele lui Fane, care este în Consiliul Local, în numele lui Ștefan, care este în Comisia de Evaluare, în numele lui Ștefăniță, care este la AGA. Doamne, ce facem aici? Trebuie să vă ocupăm toate funcțiile, cap, coadă, n-am nimic, e prietenul meu, Fane, și toate astea. Spune că... Deci m-am săturat de plimbarea asta, ieșim, întreb, eu votez, eu nu votez, eu nu dezbat. Deci vă spun, domnule primar, atenție mare, și mulți de aici în sală, atenție mare la listele care le veți face acum pentru alegeri, pentru că dacă voi mai fi în Consiliul Local în următorul mandat, nu o să mai accept așa ceva. Ori suntem director bun și lăsăm... Acceptați ce este legal, domnul Comunescu, ce nu este legal, e treaba celor care sunt în departamentul să analizeze această problemă. Mulțumesc, domnule secretar, este legală organigrama aceasta? Care să fie managerul sub Consiliul Local. Domnul Fane a avut unul sincer. Doamne președinte, lăsați-l pe domnul Fane. N-am primit încă cum ar trebui să primim și o să o cerem acum, dacă managerul este sub Consiliul Local. Și nu, asta a fost ședința noastră, nu? Păi nu, așa este, domnul. Domnul președinte, vă rog să nu intrați în campanie. Nu, nu, așa, nu. Lăsați-l pe domnul Fane. Lăsați-l pe domnul Fane. Nu știu, dacă e legal așa cum e constituit, managerul să se să evalueze singur, să fie și Consiliul Local și... Mă rog, ce vă spune? Deci Consiliul Local poate fi, pentru că potrivit legii nu există o incompatibilitate între calitatea de director la unei instituții. Bun, în Consiliul de Administrație de acolo poate să fie... În Consiliul de Administrație de acolo poate să fie, domnul secretar. Domnul președinte, vreau să vă spun că și la școală, să știți, este aceeași situație. Directorul face parte obligatorie de Consiliul de Administrație, este președintele Consiliului de Administrație. Păi dacă nu e cel care conduce dezbaterea lui... Domnul Comunescu, aveți o propunere concretă, domnule? Noi am pus o întrebare, dacă vreți să votez. Nu, domnule, nu punem întrebări aici. Dar cum să nu pun, domnule președinte, întrebări? Eu trebuie să știu ce votez. Puneți o propunere concretă. Eu am pus o întrebare, dacă mi se răspunde elocvent și clar să înțeleg, eu voi vota. Este legea consiliilor, este 11 pe 2003. Pe 2003, nu? Da. Și acolo sunt fiul lămurit cu chestia asta, nu? Comisia a produs în domnul Păunescu un atraviț favorabil. Păi nu, asta a fost anul trecut, dar s-a purcat reiteratul. Aveți organigrama, linia e paralelă cu Consiliul Local. Deci Consiliul Local e paralel cu toată treaba asta. Potrivit legii, primarul conduce instituțiile publice de interes local. Cum? Potrivit legii, primarul conduce instituțiile publice de interes local. Serviciile publice. Dar este și sub Consiliul Local. Și acolo nu mai e dat cu linia. Consiliul Local nu mai identifițează, nu se raportă de subordonare. Bine. Vă supun spre aprobare pentru hotărâre așa cum este, cine este pentru? Împotriva? Cine s-a abținut? Domnul Comunescu.
Punctul numărul 5. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetului local pe trimestru 2020. Prezintă domnul primar. Aveți referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizul comisiei economice, domnul director e aici, dacă sunt discuții. Domnul Comescu. Prezintă la execuția bugetului, da? Pe trimestru 2. Avem încasări, avem prevederi. Vreau să mă scuzați în prezinție, vreau să se consemneze că nu particip Spitalul Municipal la relații contractuale cu Casa de Sfântul. Lăsați faptul, domnul Mitrofan. Domnul Șerban, trebuie să exprimă normal așa că de firma dumneavoastră. Partidul nu, partidul trebuie să lasă fală. Hai, domnul Dumnezeu, mai aveți un minut. A intervenit peste mine, domnul primar. Domnul primar, vreau să vă cer o mică explicație. Avem prevederi mari, plățile sunt foarte mici. Aici, în execuția bugetului pe 2020, uitându-mă la situația realizărilor investițiilor făcute de noi, îmi dau seama că administrația anul ăsta este ca o mașină care i s-a ars chiuloasa, să vorbesc în termeni pe înțelesul domnului președinte. I s-a ars chiuloasa pentru că a demarat în ultimele luni de zile probabil o grămadă de lucrări, a demarat și apoi i-a fiert apa. Și aici mă refer, planul urbanistic general. Este licitație. Deci mă refer la planul urbanistic general, zero. Planul urbanistic zonal, zero. Servicii de cadastru, zero. Este licitație, domnul Popescu. Poate să fie licitație? Da. Așa. Plan, parcare, zero. Ce se întâmplă? De ce nu cheltuim banii, domn primar? Îi cheltuim, dar n-aveți grijă că nu rămânem cu nimic, mai avem nevoie. Mai avem nevoie pentru următorul mandat, probabil. Nu, avem nevoie acum. Banii să cheltuie cum trebuie cheltuiți. Cine nu cunoaște că a stat degeaba în sala asta 4 ani de zile, cum se poate cheltui o sumă, îmi pare rău. Asta e. Bine, eu am o tabelă cu situația realizărilor investițiilor și le văd clar. Cred că le vedem toți, da? Multe, zero. Poftiți? Multe sunt zero. Bani necheltuiți, nici măcar. Ce zero, domnul Păunescu? Bani necheltuiți, domnul. La ce, domnul Păunescu? La ce? La ce văd aici? Pe nu știți despre ce vorbiți. Păi spuneți-ne că da, vă întreb. Veniți și voi, Grana, că e mult, dar asta trebuie să vă arăt, să chem pe cei de la achiziții, să vă arate de când s-a depus documentația, cât durează pași într-o achiziție, că nici asta nu știți, că durează și o lună și două, că sunt contestații, că sunt vorbe. Deci stați liniștiți că nu rămâne... Deci să înțeleg că un plan să schimbați... Stați liniștiți că nu rămâne absolut niciun ban necheltuit din contră, dacă mai avea încă pe atât, i-am cheltuit și pe aia, cu folos pentru comunitate. În regulă. Mulțumesc. Plăcere. Altcineva? Vă supun spre aprobare, cred că o știți pentru. Trecem la proiectul numărul 6 pentru aprobarea rețelei școlare a unui cursul de învățământ de stat și particulat universitar în municipiul Putea Gazi pentru anul școlar 2020-2021. Prezintă domnul primar. Aveți de legat asociată de specialitate în proiectul de hotărâre care se dă fiecare an pentru rețeaua de specializare și trebuie să trebuie să trebuie să mai departe. Deci, față de anul practic sau a schimbat ceva? La acest curs. Nu. Deci este la fel ca și... Sigur, am întâlnit cu... S-a intrat în normalitate cu grădinița... Cu grădinița... Da. Nu s-a intrat în normalitate, nu s-a finalizat. Păi trebuie să... Cervane, nici doamna directoare. Există... Nu, o particip, dar există o problemă aici. La poziția 11, liceu Ferdinand, un nivel de școlarizare liceal. Și după cum știți, de anul ăsta avem și, adică începând din 2020-2021, o clasă de învățământ doar. Și atunci este obligatoriu să prindem aici liceal plus profesional. Eu am luat legătura cu doamna Alchiță, mai de mult, s-a făcut o erată la către inspectorat, așa s-a și stabilit și rugămintea noastră este să trecem. Se poate și reveni, chiar dacă trece cu totul așa, se poate reveni. Se poate și reveni, dar putem să o facem direct acum. Da, da, da. Ca să fie totul în ordine, pentru că e exact pe 2021. Da. Sunt la loc ce, doamna director, numai că mai avem referatul de la MSJ. Nu știu dacă putem să vorbim acum. Păi da, deci tocmai asta este. Există o erată făcută pe MSJ și i s-a omis, s-a luat legătura și cu inspectorat.
Deci este întâlnită cunoștință de cauză. Da, la atitudinea noastră. Noi te-ar fi pentru inspectorat și doi cadru. Nu, ca să fiu bine înțeleasă. Clasa există, este ocupată, este băgată în SIR. Numai că această clasă s-a creat după ce s-a făcut adresa către Isăgea. Este corect. Vreau ca să înțelegeți, nu că vorbesc mai tare ca la clasă. Da? Deci ca să se știe că toate lucrurile sunt în ordine. Este corect. În baza hotărârii. Nu este ocolit nici inspectoratul, da. Doar că, da, trimițându-se rata mai târziu, s-a scăpat. Deci, asta e tot. Vă propun spre aprobare amendamentul doamnei directoare. Cine este pentru? Mulțumesc. Să facem o întrebare și... Da. S-a făcut. Nu, aia de la Cristi Pova. Ceva e aceeași, trebuie aceeași poveste și de cu... ce? Păi nu, el... Clasa, nu, clasa. Păi el are toate nivelurile de putință aici. Are și licear, și profesional, și potricear. Deci nu are ce să mai aibă. Nu, da. A doua șansă. Numai că aici, asta chiar va trebui adăugată, pentru că la asta nu s-au făcut de deci a doua șansă școlarizează pe un nivel de învățământ. Copii pe gimnaziat, copii pe liceal, copii pe liceal. Și atunci, dacă are acel nivel de învățământ, nu mai trebuie să dă așa ceva. Da, da. Și deci, în concluzie? Nu. Mai trebuie să mai facem... În concluzie, cred că e nevoie, da. Asta, da. Asta merge, numai la liceul. Da, altcineva? Da. Mi-ați dat cuvântul? Da. Deci aprobă lucrarea școlară, normal trebuie să facem asta. În schimb, domnul Molea s-a anunțat, nu participă, să știți. Deci se abține, suntem în Consiliul de abțineri. Domnule, lăsați, domnule, că n-aveți timp de contul gargara asta de 2 lei. Nu e gargara, domnul primar, pentru că eu nu mai am încredere în guvernanții de astăzi. În eventualitatea, domnul primar, în eventualitatea desfășurării orelor online din toamnă, noi ce facem pentru copiii din Curtea de Argeș? Îi ajutăm cumva sau nu? Că nu mai am încredere în guvernul ăsta care a fost. Au demonstrat asta. Asta vreau să spun. Vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc, că dacă nu mă ridic și plec. Și faceți dumneavoastră ședința, cum credeți că e de cuvință? Că de-aia suntem aleși și trimiși de oameni aici. Ca să abordăm problema. Te-am spus, ce face pentru copii, toamne, domnule? Deci am cerut asta pe de... Bun, din toamnă, dacă vom avea cursuri online, ce vă face pentru copii? Ajungem la toamnă. Am o întrebare. Grădinița cu program normal, Căsuța cu Povești, va fi lângă școala numărul 4, lângă postul Cinema Unirea, nu? Nu, va, nu sunt două instituții acolo cu același profil, adică o lume minunată, nu e tot acolo, să înțeleg că în același spațiu a fost o instituție diferite? Nu! Spuneți-mi. Nu. Luminați-mi. V-am spus că nu. V-am lăsat la întrebare. Deci o lume minunată unde este? Și, da. Și nu intră sub aceeași incidență? Nu, nu e vorba de... Știți de ce? Haideți să vă spun. Se zbunește în oraș? Da, trebuie să știm că noi e vorba transparent, că noi facem politică în acela. Că s-ar înființa un post de director nou acum. Astea sunt... Care e problema? Astea sunt... Nu, trebuie să plătim un post... Domnul Mitrofan, unii urmă numai după zboruri, noi vorbim de realitate. Nu e vorba de niciun post. Clar. Ca principiu ce a spus într-adevăr, a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Inspectoratului din școală. Asta m-a interesat și a fost realizat. Chiar dacă nu avem adresat. Altceva? Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre, așa cum cu amendamentul doamnei director. Nu este pentru... Eu pot să votez spre școală? Nu. Nu, apă ce? În grădinița, da. Numai, deci, mai puțin domnul Molea, da? Nici am, nici doamna.
Bun. Trecem la proiectul numărul 7. Deci aprobarea acordării unor facilități la plata impusă la pe credințe sau taxizare pe credințe în bază UG69/2013 cu modificarea și specialului legii 227/2015 privind codul fiscal pe domnul și pentru instituirea unor măsuri fiscale. Prezintă domnul Părinte. Aveți toate avizele, dar să mai e... Da, domnul Părinte. Domnilor consilieri, este o inițiativă salutare din partea administrației acest proiect. Am două amendamente. Toți cei care vor beneficia de 50% pentru scăderea impozitului, să se regăsească, vă rog frumos, și cei care au făcut contracte în cadrul respectivilor clădiri. De exemplu, mai este domnul Tudor. A dat anumitor persoane contracte în închiriere. Și lor, acestora să beneficieze, zic, de aceeași, adică dacă el... Da, da, dar așa ar fi normal și nu da. Că nu mi se pare corect să-i dăm un document. Cum e impriorul Mădălin, care este proprietar, ca la un angajat de-a lui să-i facă o facilitate... Așa nu plătește taxă pe clădire. Adică la clădire. Nu, se referă legea că dacă a închiriat cuiva și la... a dat faliment și mai poate mai bani de închirie, proprietarul beneficiază de la această revizie. De dat proprietarul. Da. Da, domnule. Și cei care... Am avea normal să ducă cei care... Și cei care au plătit și au fost buni platnici, au plătit pe tot anul. Se regăsește undeva în timpul sfârșitului an sau anului viitor, cei 50%, vă întreb, e bine să stipulăm că poate unii au plătit tot anul. Să înțelege. De exemplu, dumneavoastră, dumneavoastră ați plătit totalul pentru pensiune. Deci dacă vine cu hârtie de la situație de urgență, că a fost închis și nu a desfășurat activitate, îi se compensează la anul viitor. E corect, au fost urgenți, au fost închis și au fost urgenți, poate ce. Să punem amendamentul acesta. Da. Mulțumesc. Se diminuează pentru două luni, cu 50% beneficiază de modificația aprobată de consiliu. Deci 50% numai pe două luni, să se vedea. Nu, dar pentru că a fost mai pe o perioadă. Așa că ce spunea domnul consiliu, este în procedură aici. Da. Se beneficiază și cei care au dat consiliu, dar spune de condiții. Da, da. Ca chiriașul să plătească, să nu plătească o perioadă în care... Corect. Cum așa poate beneficia de... Da, vă mulțumesc ca singur cont de... Da, mulțumesc. Ceea ce v-am rugat în ședința trecută, am venit fix cu chestiunea asta, nu prea mai înțeleg. Data trecută mi s-a spus că e ilegal. Nu. Cum este pe ordinea asta? Nu, haideți să fim serios. V-am spus că aplicăm legea. Aici e vorba de impozit. Nu, secretarii, uitați-vă la punctul 3. Nu e vorba numai de impozit. Este vorba și de rezidențe și chirii. Eu așa citesc. Poate nu mai știu să citesc. La articolul 3. Deci lămuriți-mă, data trecută când v-am propus lucrul ăsta, mi-a spus că este ilegal. Este acum legal. Este legal. A spus că a așteptat legea. Am așteptat și noi să vedem cum trebuie. Eu vreau să vă spun că în perioada pandemiei și a fost stare de urgență, foarte multe locații, nu numai în Putea, în România, au fost deschise. Deci hotelurile și pensiunile niciodată nu au fost închise. Nu. Guvernați-vă cont de această treabă, domnul privat. Pă noi nu ne-a ajutat cu nimica, că noi am mers doar cu o activitate de 5. Ascultă, domnule, am mers cu 5-10% pentru că la mine turistul nu avea voie. Întrebarea a fost simplă și mi-au răspuns. E legal sau ilegal? Că dacă a trecut în legal. Dar eu vreau să spun ceva. Deci, că noi nu mai era taxă sau impozit. Da. Nu era articolul 3 se referă, domnul secretar, la... Citiți exact ce scrie. Taxe lunare pe hidrodie datorate de către concesionar locatar. Dar e vorba de taxă, nu pe hidrodie. Sau de concesiune. E vorba de taxă datorată. Nu pe altceva. Taxa datorată de chiriaș sau de concesionar. Da. Adică cei care au închiriat concesionarul, da, repet, data trecută mi-a spus că e ilegal, acum e legal. Da, domnule, e legal, dar e concesionar. Este ilegal să puteți de plata închiriei, nu de plata taxei. Scutirea de la plata taxei lunare. Taxei lunare, nu închiriei. Da, da, da. Și cei pe care avem închirie, plătesc chirie? Pe cum să nu plătesc? Și chirie și taxe. Aia de lucru. Da.
Facem, eu să mă. Da, faceți solicitări la guvern și le schimbăm. Da. De ce? Haideți ca să rămânim treaba. Deci, cetățenii n-au avut voie să se deplaseze, nu era, și noi am lucrat 10% de ostrivare. Dacă ne-am plătit utilitățile și angajate, și aș avea notamentea cu cei dumneavoastră, și cred că puteți să înțelegeți că ați văzut despre ce este vorba și cum am făcut, ca anul viitor, când am stabilit pentru anul viitor, să nu știu, să mai putem umbla la acel coeficient de la 1,1, să-l dăm banii cu 10% înapoi, să mai beneficiem și noi. Soluția ar fi să faci un cap, stați un pic ca ce la momentul ăsta n-am fi putut să fac, n-am putea să facem o socoteală, că ne putem da. Zic pentru o săptămână, că iar ne mai închidem vreo lună, da. Facem și noi o ne facem cărțile și vedem la sfârșitul anului firma Ipsulescu, în vorbind de turism. Da. Că aici trebuie să venim cu un ajutor, că nu, da. Nu se poate. Cât a avut și putem să evaluăm pentru ei să transferăm anul următor cu o facilitate căzută cât de cât să poată compensa, da, domnule, această perioadă. Pentru că să fie clară treaba. Numai cei care erau în delegații de serviciu au putut fi cazați la... Da. Așa e. Nu am să avem o vedere ca să știe... Nu știu ce v-a făcut să deveniți așa, nu cumva, de un timp, dar dacă nu am aminte, la ședința trecută, noi doi am stat de vorbă de așa, situația doamnei de la școala 4, de ce vă sprijinim? Păi aplicăm articolul 3 la păi dacă aplicăm articolul 3, acolo e vorba de chirie. Și spune că nu e vorba de chirie, nu e vorba de taxe. Nu e prevăzută în lege. Bine, nu e. Sunt perfect dacă mi-aș fi dorit mult mai mult, dar mă forțați să mă abțin, pentru că nu știu e legalitatea. Abțineți-vă, domnule. Da. Vă supun spre aprobare pentru o hotărâre, așa cum este rețineți pe grup. Și să veniți la tine? Dacă vă abțineți, stai să ne însățim. Da, să veniți la domnul Georgii pentru să plătiți la întregul cu ăștia. Da, corect. Am și plătit un primar. Am plătit un primar. Să se împărăm după aceea. Nu am nevoie. Ei, nu. Am 8. Proiect de hotărâre pentru plecarea inventarului bunului aparțin domeniul privat al municipiului Cutarele, care este domnul primar. Aveți dreptate de aprobare la raportul Comisiei, avizul Comisiei Economice, să iau cuvântul Doru acum, dintre o normalitate, ușor, ușor. Am început de mult, domnul Comisiei, domnul Mălea. Dacă făceam pe fiecare an, la fece de teren, jumătate de inventar stabilite, conform metodologiei de evaluare a activelor fixe corporale aprobate în HL 72/2018 și modificate HL 132/2018. Am plăcit și eu așa de curiozitate suprafețe, valorile date de inventar la suprafețe. Primele trei mi-au dat 80 de lei pe metru pătrat. Iar al patrulea, fiind suprafață mai mare, a dat mai 22 de lei metru pătrat. Și atunci pun întrebarea. La suprafață mai mare se plătește mai direct din metru pătrat? Da. Nu, voi... O primă întrebare, o primă chestie. A doua și răspunde. Aveți răbdare ca să nu le împurcați. Vă și răspunde la câțiva lui. Da. Este, se aplică 80 pe zona 1 și nu știu cât e pe zona Fântânele, e în zona 3 sau 4. Iar acestea sunt minimale, Nu sunt minimale, sunt doar valori de inventar, nu se vinde. Nu se vinde, dar documentez și eu. Da. Așa, avem aici o schiță de teren pentru imobilul după consilierul. Nu este datat, văd aici la primăria municipiului Curtea de Arge, semnat secretar. Deci, primăria se ocupă și de schițe. Compartimentul ajutării. De ce nu este un plan cu surașe, cum avem la celelalte, de ce nu intrăm, n-avem o aceeași unitate de vedere? E mai vechi, domnul Olela, n-aveam urbanism atunci și l-a făcut domnul secretar. Păi, domnule, nu văd data, domnule, și nu ați vechi. După ce? După scris. A, după pis. E al negru. Ce? Dar ce v-ați așteptat mai mult? Da. Care e aici ideea?
Ideea e că terenul ăsta care le aveai, de care faceți vorbire de el, care le aveam de 100 de ani, avea astăzi, după ședință, suntem în legalitate cu el, ca de fapt cum am avut tot orașul ăsta Banza până acum, n-am avut nicio stradă, n-am avut fântâna Nești Manole, n-am avut Sânt Nicoare, n-am avut nimic. Nu-mi pare, nu vreau să vă enervați. Nu s-a enervat nimeni, v-am explicat. Cum le-a spus? Da. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. 10. Pentru rectificarea bugetului local și a bugetului instituției finanțate parțial din veniturile proprii pe anul 2020. Cine nu votează? Domnul Molea? Eu de ce? Nu sunt director nicăieri, domnul primar. Rectificarea bugetului. Domnul Mitrofan, domnul... Domnul Buca. 3. Altul, care mai este? Păi, eu n-am primit niciodată. Bun. Aveți? Da, se pare normal ca șef cu șef să nu-și plăteze, că oricum el și el trebuie să nici facă lucrurile să plăteze. Știu. Da. Zice, domnul Bune. O să fiu repede. O singură întrebare am, că domnul primar are treaba acum la 12. Protecția mediului, domn primar, este în curs de desfășurare canalizarea de pe Pavelescu Progresul Valea Danle. Am bugetat-o anul ăsta cu 1.700.000. Și suntem în avans pe ea. Da? Vorbiți-mi, vă rog, de majorarea asta cu 900.000 de lei. Care-i treaba? Sau... Suntem în avans cu lucrările. Am preconizat o ritmul mai mic cu acele închideri, mă rog, că au fost pandemiile razant. Și suntem... adică poate până la sfârșitul anului, dacă timpul merge așa și ești Iana Canul care l-a trecut, să mergem spre 80% finalizarea cu el. Da, vreau să le spună domnul Florescu că aici nu înțeleg eu. 1.700.000 era toată lucrarea bugetată de noi pentru asta sau doar o parte? Era parțială, că era a, parțială. Parțială. Pentru anul acesta. Deci 1.700.000 era o sumă parțială care am bugetat la începutul anului, iar apoi completăm cu 900 ăștia, nu? Da. 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 Oricum, nu faci, nu suplimentele și asta le facem în urma delivorului, că avem situații de lucrări. Adică putem să facem și altă, să oprim lucrările. Gata, domnul primar, care vreți. Dar să fac treaba mare, este pentru. În momentul în care s-a făcut referatul și în ziua noastră, s-au mai primit niște bani de sponsorizări, 5.000 de lei. Și putem să modificăm la donații și sponsorizări cu 5.000 de lei la venituri și materiale sanitare cu majorarea de 5.000 de lei. Deci o să punem acum separat. Cine este pentru? Mulțumesc, o să ducem în... Da? 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la serviciul public de gospodărie regională pe anul 2020. Prezintă domnul primar sau domnul Ghiță? Nu e nicio modificare în... Ați dat un trecut. Nu, în urmă, ați dat un trecut mai mult de post, după ce i-a scos, am scos atunci aia. Fază cea mai scos. Eu, cât o întrebare am, oamenii care sunt la bazin, care sunt la stradă spus și nu funcționează, dacă i-ați redistribuit... Da, toți. Păi la sală e activitate că o treținem, că trebuie de la insul, că avem acolo unitatea mobilă, și la bazin ținem pompele de la întâi, că asta e procedura care se face. Da. Aceeași întrebare ca data trecută, domn primar. Cine face dezăpezirea anul acesta? O să așteptăm chiar. Așteptați. Săptămâna viitoare, la săptămâna viitoare, trebuie să facă așa rămăsese la dată. Cum? Rămăsese că vine cu un proiect de hotărâre în care îl ține licența, face dezăpezirea domnului Ghiță. Că nu trebuie să vin cu proiect de hotărâre, trebuie să vin cu completare în la programul de lucrări. Programul de lucrări. Deci, eu știu că l-am aprobat și noi inclus. Noi am aprobat un program de lucrări pentru domnul Ghiță. Putem să completăm în fiecare săptămână dacă apare ceva. În funcție de disponibilități de muncă. Dar cred că și prin dispoziție de primar, că e câteodată lucrări. Da. Să nu ningă și să ne ia prin surprins. Nu ningă. Cine este pentru? Mulțumesc. Surprinderea are cum să vrea domnul Ionel.
pentru că utilajele sunt aceleași, n-au plecat de curte de la Dorul Ghiță. Da. Dacă vreți să vă jucați, avem acolo un munte de nisip pe care și încă un munte numai de nisip. Ca să nu ciurează, ce vreau să vă spun, la diferență nu ne-am înscris. Am întrebat, în fapt, mi-a pus să zic, dacă vreți, citate că ar trebui să plecăm la revedere. Rugămintea mea care este, dacă vreți, 12 ori 100, 5 minute vă pot sta la dispoziție. Aveți ceva probleme în până sunt colegii noștri la ușă și nu puteți să-i lăsăm să... Deci, scurt un minut, având în vedere situația în care sunt în pandemie, poate impresionează că cineva a pus în spitalie. Da, trebuie. Toate că avem acolo și un consiliu de administrație, dar mă. Deci, în primul rând, vă spun, în lângă managementul familiar care este sănătate, acum ai dorit managementul financiar. Suntem sub finanțați. Avem cheltuieli. Pentru prima oară, în 4 ani de zile. Spuneți-o prima oară. Avem cheltuieli de echipamente, merg prevăzut pe buget. Mai mult decât atât. Antibiotice, care aparține Ministerul Sănătății. Și-a articulat prețurile la antibiotice. Deci, în de exemplu, o medicină 3 lei, acum e 9. Mai există da? Da, da. Și de ce nu? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Că ce documentație aveți de pus la casă pentru te contezi? Deci avem dat să ne se deconteze 3.200.000 și ne s-au dat 200. Minus 400. Nu mă gândesc noi cu directorul din casa de sănătate. Am o rugăminte să nu duceți în derizor. Dar nu e din casa de sănătate. Dar e din casa de sănătate. Stai, ce-ați zis? Duceți-vă la țiată. Dar